Atelierul de arheologie experimentală organizat de Muzeul Județean din Alexandria i-a introdus pe elevii de la școala gimnazială din Măgura în perioada preistorică a umanității. În cadrul atelierului, copiii au fost familiarizați cu materiile prime folosite de oamenii din preistorie în viața lor de zi cu zi. Însoțiți de cadrele didactice Maria Ciobănescu, Persida Dinu și Maria Genov, elevii din Măgura l-au urmărit cu mare interes pe arheologul Ion Torcică. Am căutat să le arătăm copiilor pe viu cum se realizau diferite unelte din piatră cioplită, unelte din preistorie, cum se prelucra acest silex cu ajutorul percutoarelor din piatră sau din corn, ce se realiza, tipurile de unelte, la ce erau folosite și spre sfârșit copiii au putut folosi o parte din uneltele realizate pentru a decoji niște nuiele și spre sfârșit de a realiza dintr-o bucată de piele pur și simplu o gentuță, o trestuță, cum vrei să zici, o pungă în care și-au pus aceste unelte pe care le-au luat acasă. A fost o activitate interesantă. Domnul care ne-a prezentat cum trăiau oamenii înainte, cum arătau animalele înainte, ne-a spus că înainte erau temperaturi mai scăzute și că animalele aveau mai multă blană, iar la practică ne-a învățat cum să cioplim bețele și cum să ne facem săculeți în care să colectăm bucățele mici de piatră. Am putut vedea animalele cum erau înainte, stilul de viață pe care oamenii îl aveau înainte. Lor le plac dinozaurii, mamuții din desene animate și așa mai departe. Apoi, ușor, ușor, s-a coborât spre arme și unelte din perioada preistorică, adică cele făcute din os, din silex. Domnul arheolog le-a arătat cum să spargă silexul, cum curățau bețe pentru vânătoare, pentru pescuit, cu ajutorul pietrei, efectiv. Au făcut și copiii lucrul acesta, s-au jucat. Atelierul de arheologie experimentală s-a desfășurat în sala de la etajul 1 a Muzeului Județean, dedicată expozițiilor permanente. Printre colecțiile aflate aici se mai află și cele de numismatică sau cele dedicate epocii getodacilor sau epocii creștine.